bine ați venit la ședința ordinară din 30.06.2020. Ședința este legal constituită, fiind prezenți 12 din 13 consiliere. În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 168 din 22.06.2020, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 26.2020, ori 15 la sediul primăriei comunei Sângeni, în sala de consiliu. Supunem la procesul verbal al ședinței anterioare. Sunt discuții, obiecțiuni? Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor, inventarierii generale a elementelor de natură, activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sândulen pentru anul 2019. Inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul consilierului contabil. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației CUS pentru constituire, construire două locuințe și împrejumire în satul Coman, Comuna Sândulen, inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul referentului urbanism. 3. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune numărul 60 din 20.03.2001 de la domnul Horvat I. Iosif către domnul Horvat S. inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul referentului urbanism. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sândulen, județul Bacău, la finanțarea acestor servicii pentru anul 2020, inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului asistență socială. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului asistență socială. 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul consilierului contabil. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții, amenajare parc copii, modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier, inițiator primarul comun. Proiect însoțit de raportul referentului urbanism. 8. Divers. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Sândulen pentru anul 2019. Inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul consilierului contabil. Așa cum am explicat, la sfârșitul anului 2020 se întocmește o dare de seamă execuție de cheltuieli aferente anul 2020. Având în vedere că achizițiile de pierdere s-au trecut ca o sumă, ca o valoare totală, care, ca și valoare reprezentată în mijloc fix, adică valoarea în mijloc fix este de peste 25 de milioane, a fost foarte greu pentru doamna de la achiziții să împartă, să treacă acele mijloace fixe pe obiecte de inventar. Având în vedere că în valoarea aia care a fost achiziționată pe pierdere, a fost, să zicem, de 100 de milioane, că nu știu că a fost semnătit suma, trebuia împărțită pe fiecare pierdere. Și pierderile, având o valoare mai mică de 25 milioane, nu au putut trece la mijloace fixe. Și atunci, valorile din contabilitate nu picau cu valorile făcute de doamna Onea pe până la urmă s-au reglementat, am făcut note contabile și inventarul este pe 2019. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri?
Împotrivă? Doi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației impus pentru construire două locuințe și împrejmuire în satul Coman, Comuna Sândulen, inițiator primarul Comunei, proiect însuțit de raportul referentului urbanism. Este vorba despre strada de la Ceate, unde în intravilan avem 480 de metri, iar ei vor să construiască în extravilan, planul urbanistic zonal. Este o cerere comună al Olva Marian și Olva Văduț, având în vedere că noi avem un plan urbanistic general, iar construcția în extravilan se face pe bază de plan urbanistic zonal cu avizul structurii Consiliului Județean. Deci, acel curs va fi aprobată cu o documentație tehnică făcută de la ITEC și aprobată de Consiliul Județean. Deci, ca și concluzii, construirea unei locuințe în extravilan. Costurile aferente plusului cine le scoate? Persoanele respective. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 3. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune numărul 60 din 20.03.2001 de la domnul Horvat Iosif către domnul Horvat Sil, inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul referentului urbanist. Este vorba de băiatul care s-a sponsorat Horvat Iosif de îngâmbată. Da? S-a spânzurat, s-a făcut dezbaterea de moștenire, iar pe certificatul de moștenitor a rămas Horva Silviu. Iar conform cererii făcute, conform articolul 27 sau 25, poate fi predată concesionarea moștenitorului. Și se predă concesionarea domnului Horva Silviu, care este moștenitor, fratea lui Horva Silviu. Deci nu s-a fi putut preda concesionarea, decât pe baza certificatului de moștenitor. Există la documentație certificatul de moștenitor. Aici. Dacă mi-a s-a verificat, este încercat de noastră în cor aici. Discuții? Alte întrebări? Uitați, este înscris în cartea funciară, cel cu ea fratele lui, certificatul de moștenitor, și act de partaj voluntar și interior. Toate documentele sunt. Punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local Sândulen. Județul Bacău la finanțarea acestor servicii pentru anul 2020, inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului asistență socială. În fiecare an, știți că sunt hotărârile al Consiliului Județean, unde se aprobă costurile de finanțare de anumite servicii pentru fiecare unitate. Noi aprobăm costurile generale care au fost aprobate de Consiliul Județean. Iar pe punctul 5 este protocolul încheiat de noi și Consiliul Județean în care noi venim cu suma de 35%, iar ei restul de 65%. Întrebări? Deci, practic, v-am răspuns și la punctul 4 și la punctul 5, că erau strânse legate în urmă. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, inițiator primarul Comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului asistență socială. Este vorba, am precizat, 35% din cheltuielile respective sunt asigurate de primărie, restul de 65% de către Consiliul Județean. Nu avem 3 persoane instituționalizate. Bun.
punem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiator primarul comun. Proiect însoțit de raportul consilierului Pântaru. Avem două surse. Una, deci o rectificare de buget din, interiorul capitolului. Vorbim de puntea de la Tisa, unde valorile alocate au fost în semestrul 3 și în semestrul 4, respectiv 300 de mii în semestrul 3 și 428. Am avut și în primul trimestru, dar o sumă mai mică, 12.800 au rămas. Deoarece constructorul de tabliere, pe data de 15 iulie, trebuie să ne predea cele 3 tabliere, respectiv 4 tabliere și montate, nu aveam decât 300 de mii de lei și mi-ar mai fi trebuit încă 110.000, 1.100.000 de mii ca să pot să-i acoperi toate cheltuielile. În aceste valori, în această valoare de 411.000 de lei, reprezintă și semicercul ăla de beton care sunt. Adică pe data de 15 iulie trebuie să-i plătesc constructorul aproximativ 400.000 de lei și nu aveam decât 300.000 de lei. Diferența de 100.000 de lei, aici este 110.000, am adunat de unde ne-au rămas. Ne-au rămas de la sfera portul de clasă. Am luat de la părinte, am vorbit cu părintele, am luat de la... Deci vedeți pe raportul de aprobare. Acolo la... Ați dus către parohiile de la parohia Sântulen, la parohia... Și așa am dus, ca să nu mai duc pe alte capitole, am făcut mișcarea din cadrul același capitol. Și am vorbit cu părintele că ducem banii la Tisa. Am dus banii la Tisa de la alte capitole, iar acolo, pentru că a fost de la cultură, am dus la cele de acolo, acolo după părintele. Acordul părinților, acordul părinților, totuși nu e ca și biserică, ca și parohia, nu știu, nevoie destule investiții, chiar și biserica Sântulei, parohia ortodoxă Sântulei, are nevoie... Eu am vorbit cu părinte și a spus că prioritatea în acesta este... Doar nu face biserica puntea sau drumuri sau știu eu, când să privăm biserica de... sume de investiții. Eu când fac aceste lucrări, iau legătura cu persoanele respective, adică nu-i fac. Că știam că dacă voi face asta, sunt mișcare, se va supăra cu nimic și atunci am problema. Păi bun. Da, așa mai la față. Chiar le erau alte surse pentru... Nu mai vreau drumul, să știți că suntem cu foarte am mai văzut aici în rectificare că luăm ceva de la refacerea drumului după ecosația de canalizare, 45.000 de lei, și trecem tot pe drumul, nu? Tot la drumul. Dar noi, în proiectul inițial, la aprobarea bugetului, am pus acele 50.000. Aveam ceva bani la continuare modernizarea de drumul, puteam să luăm de acolo, de mai. Continuau urmăzând drumurile de la Mersești. Păi da, și puteam să facem un... Cum? I-am luat de aici sau cum? Păi mi-am luat, mi-am luat. Mai ales că nu i-am alocat acolo, nu? Nu. Acești 50.000. Voia de 50.000. Voia de 50.000. Refacere e drum, da? Aceste sume sunt incluse, aceste lucrări sunt incluse în proiectul inițial. Mie la aprobarea proiectului inițial nu au scăpat de există aceste sume. Ei, aceste sume sunt în proiect. Și atunci, acei cinci... Înțelegem că acum ați descoperit că erau incluse în proiectul inițial și nu mai are... Nu mai e nevoie de cheltuieli din bugetul local. Pentru că sunt incluse în... Adică... Și mai au rămas nouă, primărie, ci de exemplu. Să înțelegem cu părintele la renunțarea investiției pentru că... Nu, nu a renunțat părintele. I-au rămas 20.000 de lei, 200.000 de lei, să vedem ce face părinții, de 20.000. Vă spun și de ce, că totuși a apărut un teren care e chiar lângă biserică, care ar fi în vânzare, care lucrează ca fi în vânzare. Noi, ca și spațiu, nu prea avem teren. Cimitirul de
de peste șosea e tot într-un mandat. Vecina bisericii a fi cedat cumva terenul din spatele cimitirului vechiului cimitir, cu un teren la schimb, sau avem nevoie în viitor de o casă mortoară sau casă, știu eu. Nu am mai avut aceste discuții. Am mai avut exact. Și dacă totuși, dacă a ieșit în țara asta de teren, ar fi un păcat pentru biserică să nu-l achiziționeze. Având și bugetul, dar se putea face, putea fi momentul. Deci eu îmi place foarte mult să discut doar pe realități. În acest moment, realitatea nu, nu este. Distorsionați realitatea, pentru că știu foarte bine situația. Pământul din care vorbiți este al lui Bernabeta. Deocamdată nu s-a făcut dezbaterea moștenirii. Ca să putem vorbi de acest schimb sau de această cumpărare, Dumnezeu trebuie să facă dezbaterea moștenirii a doamnei Bernabeta. Adică, Bernabeta, Verșescu știe mai bine, are un băiat de Vasile, știe mai bine, are un băiat și o fac la Cataneanț. Nu este dezbaterea moștenirii. Deci nu există nicio înțelegere de cumpărare, doar verbală, dacă există și nu vă contrazi, îi vin. Eu vorbesc de terenul care îl vinde Cioca Vasile, care este lângă vecin cu doamna Bernabeta. Dar nu știu cum să facem. Face nu facem așa. Nu. Dacă îi luăm teren, dânsa a spus că dacă îi luăm teren lângă, poate să cedeze spatele bisericii. Bun. Nu este dezbaterea de moștenire, dar având terenul achiziționat, la un moment dat s-ar fi putut face schimb sau chiar face casa mortuară cum s-a propus. Da, știți cum este să știți? Pentru că îl va achiziționa cineva și automat nu va mai vinde toată viața. Nu... Da, acum ce să zic? Știți? Deci nu e... Nu era cred că poate susține diferența aia de 20.000 de lei care acum a fost oportună pentru dacă se vor întorni. Dar, nu cred că se vor întorni, pentru că știu foarte bine poziția doamnei Bernabeta, respectiv de zona respectivă. Să dea Dumnezeu să fie de acord doamna Bernabeta, să dea Dumnezeu pentru că e un lucru benefic pentru noi aici, ca și comunitate, dar nu-i la mașul va fi de acord. Chiar dacă nu ar accepta schimbul, ne facem casa prasnicală, ne facem cum casa mortală. Dar e ieșit de la stradă, e direct. Sunt 20 de metri de deschidere la stradă. Tot pământul din spatele cimitirului este al Bernabeta. Dar nu pot din același lucru. Avem biserica ortodoxă, avem Bernabeta cu teren în spatele cimitirului și lungime cunoscută și următoarea porție de teren, următoarea solă, se vinde. Cu o deschidere de 20 de metri, aproximativ 20 de metri la stradă, pe care s-ar putea construi casa prăsiteană. Sau o casă mortoară. Așa teren este luat de la moștenitor de al Donciulescu, nu Donciulescu, e luat de Vasile Cioca. E un hectar de teren. A, știu, sus, pe deal. Acum în sus. Nu, nu, e de jos, de șosea, până în sus. Acum, dacă ați fi neapărat să cumpărați, ați avut o oportunitate să cumpărați de la Vinceală un Valentin. Și totuși n-ați cumpărat. Adică, nu știu dacă erau sume. Nu, nici acum nu sunt sume, dar dacă, nu știu conform legislației, dacă primăria, nu știu, poate să cumpere. Nu, eu știu foarte bine, conform ordonanței de urgență, nu știu, îmi scapă numele, primăria nu poate să aloca bani decât pentru întreținere, construcție și funcționare. Nu de cumpărare de pământ. Adică, dacă se poate, eu vă spun că sunt de acord, dar doar dacă se poate. Da, căutăm un cadru legal, dar acum ordonanța de urgență, știi că am avut probleme atunci cu curtea de conturi pe curte și domnul secretar scrie, scrie nota nouă. Și nu e nică, știe, întreținere, funcționare, construcții. Nu cumpărare, nu teren. Bun, dar banii e tot. Avem de făcut sistemul de încălzire, că e un praf, iarna, a trecut iarna, dar știți? Ar fi de făcut investiții, nu știu cum părintele a reușit să cedeze somnă. Dar o să-i dau înapoi, dacă părintele o să însolici, eu o să-i dau o cam bani înapoi, părintele. Din asta începeți lucrările și noi venim în... Oricum va fi o rectificare de urgență. Imposibil să nu aloce acum înainte de 27 septembrie sume. Adică dacă va avea și statul, dacă va avea voie, sume disponibile. Dar 20.000
Voi acum spuneți, de la continuare vă ne-ți dau drumul și voi duce înapoi banii părintelui. Nu este nicio greșeală a părintelui. Pentru că am luat pe părinte și părinte a fost de acolo pentru că este și el între muzeu și între biserică. Adică i-a luat amândouă părintele și centrul de bătrâni. Acum știți cum este, ar trebui totuși să, dacă toți sunteți oamenii biserice și admir foarte mult, ocupați-vă, duceți-vă, începeți un proiect, întocmiți-l. Adică nu putem să lăsăm totul numai pe părinte. Dacă vreți să se facă, implicați-vă. Și atunci e ok. Noi ne-am implicat cât am putut, dacă ni s-a permis, doamne. Nu știu, nu am amănunte, dar nu știu, eu, implicați-vă. Acum, domnul secretar, ce facem? Îl supunem pe capitole la vot sau pe de-a treia? Care capitole? Deci, văd că este capitolul... Da, nu, nu avem ce dată capitolul. A doua, următoare... Deci, care? Deci, e o singură anexă, nu? O singură anexă. E o rectificare, deci, pe general. Și, acum, au venit și sumele pentru grupuri sanitare. Știți că s-au construit grupuri sanitare, să-mi durem de Berșești și Comari. Pe Grășești s-au aruncat toate sumele de bani, au rămas 7,200,120,000 pentru Coma și pentru Sânduen. Vedeți că sunt trecute și acele sume. Acum au venit, ieri au venit, s-a dat legea. Și ca să putem să-i plătim constructul care foarte mult timp, 7 luni de zile, nu știu dacă este pe vandatare, ieri a venit. Când am trimis astăzi, deci au și cu 128.000. 128.000 pentru grupul sanitar. Deci o rectificare de buget în interiorul capitolului, astfel încât să finanțăm puterea de atenția cu 110.000, pentru ca la data de 15 iulie să putem asigura cei 400.000 de lei, da? Pentru că restul de 428 este pe trimestrul 4, adică puntea pe data de 31 septembrie va fi gata. Da, eu vin aici cu amendamentul pentru cultură și culte. Adică nu sunt de acord cu mutarea banilor la cultură și culte. Dacă credeți că îl puteți modifica, dacă e să-l votăm diferit, dacă mergem, să mergem așa cu el întreg. Nu știu, iar sunteți de 4 ani, iertați-mă. Nu putem să votăm separat. Se supune la vot. Dacă... Nu, eu am întrebat că sunteți inițiatorul de proiect și e normal. Da, putem modificăm pe capitol cu amendamente. Nu suntem la guvern aici cu amendamente. Acest amendament puteți să-mi spune... Amendamentele sunt oriunde, nu numai la guvern. Nu, am spus acela. Trebuia să-mi puneți înainte de ședință. Și eu făceam această modificare amendament cu propunerea dumneavoastră. Adică, dacă, din punctul meu de vedere, nu se pare corect, o faceți. Și nu aș mai avea nimic împotrivă, pentru că a venit astăzi și eu l-am deschis târziu rectificarea rectificarea de buget nu a venit astăzi. Este trimisă de domnul secretar deci, de când? Astăzi a venit doar pe sumele de la guvern. Deci a fost modificată doar pe sumele din hotărârea de guvern. Da, de o fată musă. Deci e vorba de că o să iau 120. Când ați trimis către? Astăzi, după ce nu, astea a fost 128. Astea ați trimise de... Vorbim de aceste sume de vineri, de joi, nu știu. Acum a primit domnul secretar doar pe cel 128.000. Da, deci îl supunem așa cum este. Îl supunem și dacă nu este aprobat, venim cu altă variantă. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este, cine se abține? Cine este împotrivă? Da, deci revin cu remarca doar pentru capitolul 67, cultură, recreere, religie. Deci cu celălalt aș fi fost de acord, deci nu mai există celălalt. Ca să vă spun eu, ok, o să-i dau părinte înapoi banii, pentru că n-am vrut să vă spun acum, i-am solicitat, pentru că aveam nevoie de 110.000, dar vă rog, implicați-vă mai mult, ca și consilier, vorbim de Berșești, vorbim, implicați-vă mai mult în activitatea bisericească. Adică putem să spunem, domne, părintele a făcut, păi părintele a făcut ok, că omul vrea să facă mai mult, dar implicați-vă și noi. Ne-am implicat atât financiar, cât ne-am implicat. Acum biserica este cu... are și ea hotărârile ei. Nu intrăm în bucătăria acolo. Ok, nu intrăm în bucătăria. Mi-am dorit, v-am spus de la începutul mandatului, v-am spus că vreau, ar trebui încălzire, nu-i neapărat cu vreau eu, ar fi normal o încălzire în pardoseală, pentru că Biserica Ortodoxă face o slujbă pe săptămână și nu se reușește niciodată a încălzi.
Mai mult decât am pus mâna apă acolo, nu zic doar. Acum, ne-am lăsat. Nu e nicio treabă cu apa, să mă... Și nu există umiditate. Domnul... Nu există umiditate. Dacă este pusă în apă, trebuie să există umiditate. Acum, doi, chiar dacă ar fi, sunt diferite metode de hidroizolare. Dar dacă cu umiditatea e problema că s-ar simți pe zid, adică când este umezeală. E problema încălzirii. Atunci când ai pornit centrala și încerci să încălzești de sâmbătă seara până duminică dimineața, datorită temperaturilor negative foarte mari, se creează condensă. Simplu. Și condensă. Deci, nu știu, acum sincer, n-aș putea să... Și doi, a fost acum o perioadă de... A fost perioada de pandemie, biserica așa a moștenit un spațiu foarte, foarte micuț care s-a mai îngustat odată cu construirea bisericii. Achiziționarea unui teren favorabil în zonă este foarte benefică. Adică chiar se pune problema unde se poate ține slujba afară. Dacă restul bisericilor sunt mai... Da, spații mai mari, așa, la Sândulem chiar aproape nu era unde să se facă slujba în afară. Și de asta, ideea de a achiziționa un teren, nu ca celelalte care sunt pe acolo, în Laștină sau în ce sunt, este foarte, foarte benefic. Eu acum chiar vin cu o completare. Ca și idee e foarte simplu să zicem că putem să construim o rachetă către Sputnik, o rachetă Sputnik 5 și o trimitem în cosmos. Dar așa, domnul Marian, și inițiați un proiect de hotărâre cu Ameda Ancora, cu registrația Ancora, care să precizeze că eu pot arunca banii. Și vă spun că la prima ridicare de buget, rămân dator la domnul Adășe și iau de acolo 500 de milioane și facem ce spune dumneavoastră. Dar eu vă spun, dacă legislația ne permite, vin și explic consilierilor că legislația ne permite, dar inițiază dumneavoastră acest proiect, iar dacă legislația nu ne permite, și vă spun eu că nu o să avem niciun consilier. Dacă uitați la toți consilierii, așteaptă, spunea un prieten de-al meu, foarte bine că prezinți legislația, foarte bine. Adică omul trebuie să-i prezinți, ori nu avem timp să citim, nici eu nu am timp. Domnul, conform articolul cutare, pot să-mi fac, conform articolul cutare, nu pot să fac. Vreau să inițiază dumneavoastră un proiect de alocare a sume de 15.000 de euro pentru achiziționarea unei suprafețe de pământ pentru biserica de la, nu știu, de aia. Spre exemplu, solicitarea de certificat, am avut o polemică, unde am ieșit eu cu ginele Oanele Vasile și om avea dreptate. Dar eu nu avem cunoștință de toate situațiile astea. Da, m-a zis că nu are dreptate și eu îmi cer scuze față de ginele Oanele. Dar am vorbit cu ea, am vorbit cu Oanele. Solicitarea de certificat de urbanism pe o suprafață poate fi solicitată de oricine. Adică eu pot să solicit pe pământul mata un certificat de urbanism de la primărie. E ceva ieșit din comun. Și mi-a trimis domnul arhitectul Dugan, e ok. Adică, dumneavoastră să solicitați acum un cadastru, un extras de carte funciară pe suprafață, din spatele bisericii sau de lângă, numărul cadastral cu tare, cu tare. Adică, acel certificat din urbanism, un document de informare juridică și economică privind situația terenului. Adică, este liber de sarcini economice sau nu este? Dumneavoastră inițiați. Îndepuneți eliberarea un certificat de urbanism în numele dumneavoastră, nu în numele părintelui, da? Și eu vă spun dacă acest pământ se poate construi pe el. Situația asta de unde știu. A venit și la mine, acum 2 ani de zile, și domnul Geamănu Florin cu părintele. Și a venit ca să luați pământul ăla de acolo, din zona aia, nu știu, de peste șosea. Și am arătat conform pugului, este zona roșie și nu se poate construi. Deci, domnul Marian, inițiați și vă spun că vom aproba... Banii oricare sunt binevoiți. Poate să adune comunitatea bani, poate, pentru loc, dar important e să fie pentru construcție, că dacă luăm și locul și nici construcția, nu vedem... Dar vorbim două specie diferite. Eu nu. Eu merg acum pe o singură specie care mi-a prezentat. Achiziția de teren. Pe construcție, ok, câți bani vreți, atâta, dacă o să mai fiu primar. Dar vorbim acum de achiziția de teren. Deci nu introduceți alte specii, vorbim de achiziția de teren. Deci, merg pe speța achiziția de teren, după ce vom face actele, vom da și banii pentru construcție. Deci două specii diferite, una și una. Pentru că, indiferent cum este, eu am avut discuție principiale cu Elică Brânză și Elică Brânză mi-a explicat ceva cu cultele acum 4, 5, 6 ani, care îi dau dreptate acum. Dar nu o să spun acum, o să vă prezint într-o ședință.
ulterioară ședinței de astăzi, situația asta cu... Sunt două instituții separate, vorbim de două instituții separate în care... Da. L-aș întreba pe domnul Marian, în 4 ani de zile, de câte ori ați solicitat achiziția terenului sau despre biserică? De câte ori ați vorbit? De câte ori ați cerut și nu s-a aprobat în Consiliul Local? Domnul Saraca, da. Eu nu m-am vorbit niciodată în parohie Oman. Am fost de acord cu miliardele care s-au dat de timpul. Da. Perfect. Și eu eram de acord cu miliardele care trebuia să vorbim pentru biserică. Iana Sândulen este, cred că, parohia cu cei mai mulți credincioși și întregită 4 ani care n-a fost aproape nimica. Adică, asta este puțin. Ați făcut drumul aici și a fost aprobat. Nu e vorba de proiect, au fost bani și de timpul la Sândulen au fost bani. Ați cerut și nu s-a aprobat? Păi nu, dar din stat s-a spus că nu se poate pentru aia și în alte părți s-au putut. La Sândulen nu se poate că nu știu ce pe ea. Când a fost proiect și n-a fost proiect, la altele s-a făcut, s-a dat și unde a fost am transferat dintr-o parte în alta. Dar unde a fost proiecte? S-a domnul Musar, uitați-vă că data viitoare vin cu toate proiectele și cu toate procesele verbale la care am luat cuvântul și vă demonstrez. Deci subiectul biserică chiar am fost tot timpul pentru asta, că sunt și în Comisia Învățământ Cultură. Dacă așa. Da? Deci eu am fost de acord tot timpul, când s-a dat tot timpul, 1.200.000 am trecut la Coman, la Stuful, la Berșeș, la parohie, dar la Sândulen, mi s-a părut, deci tot timpul nu s-a putut la Sândulen. Ba, că nici părintele nu s-a interesat prea mult, de câte ori am venit, bă, ăsta nu-i trec, ăsta așa, deci, la primărie nu sunt bani pe unui proiect. Consilier sunteți pe Comuna Sândulen, aparține și da, din Coman, da, Berșeș, da. Deci cu toate parochiile. Da. Păi și eu încerc un punct de vedere la Sândulen, că pentru celălalt am fost tot timpul de acord. Și data viitoare, dacă vreți, vă fac și o sumă ca să vedeți că sunt cheltuit la toate parohiile pe localitate. Acum e primul an când s-a dat ceva și pentru Sândulen și tocmai dispare și a fost luat. Doar ce a fost luat, că am împrumut. E o problemă. Dar e mare împrumut și dacă a fost de acord, părintele, și problemele aveți. Da, domnul Săracă, încă o dată vă spun. Ce treabă aveți dumneavoastră cu parohia ortodoxă aici? Pentru că suntem consilieri pe Comuna Sândulen. De câte ori s-a certat la Coman, nu mai intervenit nimeni. V-a lăsat la Coman și să discutați problema. Nu m-am băgat în administrația bisericii Coman. Foarte, adică... Eu știu că suntem consilieri pe Comuna Sândulen. Păi nu, dar vă știți mai bine la Sândulen decât mine, care mă duc duminică, duminică la biserică aici. Eu vă cred. Am zis că nu. Dar știu că nu s-a solicitat pentru biserică. Asta e părerea dumneavoastră, dacă vreți, deci data viitoare, vă aduc și procesele verbale ale ședinților și de fiecare dată la rectică, la bugetul care este inițiat, câte proiecte ați inițiat pentru biserică, nu am nimic de putere. Nu e vorba, care nu le pot iniția eu să cumpăr, deci să se face în cererea parohiei, deci eu când mi-aduc aminte la început de mandat, acum 4 ani, toate proiectele și toate cererile se făceau numele Episcopiei Romanului, a fraților, nu știu, pentru cei de ziua 7 de Evanghelie sau de Episcopia Romano-Catolică, așa. Acum nu se mai, nu mai vin la sfârșit de document referate de solicitarea celor de la nivel înalt. De asta, deci atunci de câte ori am spus, păi nu cere Episcopia. Noi nu avem cum să dăm bani dacă Episcopia nu cere. Trebuia să vă implicați, au în trecut, a primit. Nu, dar nu cred că trebuie să vă dau eu să vă dea o urmă. Pentru a vă alege. Acum, din discuție cu aia... Cred că am dediat puțin din asta. Am dediat cu o cale. Păi nu, dar trebuia să-i răspundă domnul Zate, dacă nu știu. Mai era un punct, pentru că da, mai este, dar poate vrea domnul primar să mai intre. Vrei să spui ceva? Nu. Ziceam că e bine să ne întoarcem la ordinea de zi. La Bibolul nu este undeva, nicio. Acum, nu puteți să spuneți domnul Malea că părintele nu s-a interesat. S-a interesat. Adică... Nu, dar de multe ori și părintele vrea ceva, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, ceva ce nu se putea lua. Iar pe ce l-am rugat să depună proiect pentru pavat acum 3 ani, s-a făcut de bea anul trecut, că nu-i trebuia pavaj, dar acum i-a trebuit, că ne-am spus pentru centrale de numărate ori că nu-i trebuie, că sunt alte priorități, și tot timpul a fost așa, zic, măi, zic, dacă nu-ți dorești, mă dau și eu deoparte și gata. Ok, eu nu tu la momentul, eu sunt... respectiv, ce miliarea de care faceți dumneavoastră referire, se fac o singură dată la începutul anului. Apoi intră de buget. Vedeți că toate cererile sunt făcute la cercul toată. Deci pe parcursul anului nu se mai depun cereri.
Nu, eu vorbesc acum un an, doi, când toate cererile pentru așa erau cu, în spate însoțite de cererea de la Episcopia Romanului și așa. Acum, de vreo 2 ani, eu n-am mai văzut la niciunul. La început, oamenii sunt în spate, toate. Dar proiectul de buget se iubașă. Am să mă uit pe mine și am să le văd, că eu nu le-am găsit, ori n-au fost trimise. Domnul secretar, explicați. Dar sunt toate și le găsește și pe site. Sunt toate. Da, mulțumesc. Doi, și că tot la referitor și am terminat subiectul biserică, toate investițiile, adică FISA este cu treaba ei, cu muzeul treaba ei, biserica este cu treaba ei. Lumea nu dorește, de exemplu, lumea când trebuie să vină, trebuie să vină la biserică, nu pe dealuri prin alte zone. Că a fost acum, iar, problema pandemiei, că să ne mutăm la TISA să facem. Lumea nu vine. Mulți bătrâni au spus că eu nu mă duc la acolo. Deși părintele zice că e frumos, într-adevăr, dar este lume care nu se deplasează, care este de pe larga, de pe capătul pisicii și ce facem? Scoatem lumea din biserică? Acum mulțumesc că îmi dați dreptate. Că început lumea dreptate, acum îmi dați dreptate. Păi nu, aici vorbim, vorbim pe subiectul, vorbim pe subiect biserică. Treaba cu muzeul este altă treabă, adică... Dar n-a început lumea dreptate, acum dați dreptate și mulțumesc că îmi dați dreptate. Deci nu am dus banii de la biserici la drum, am dus de la culte din teologul și când am nevoie eu de la culte, de la biserică, de la biserică și cum vreau să îndoie dacă e nevoie. Deci am făcut aceste mișcări în cadrul capitolul culte. Da, dar asta ea nu e ok, că ce apare, ce apare, luăm banii de la ăsta ca să ne punem în cap cu celălalt, adică ce o să înțeleagă? Dar de ce? Stați puțin, stați puțin, că nu, nu este voia de a ne pune în cap. În momentul când acum părintele începe lucrări și începe niște lucrări și mai termin 200 de ori, fac identificat de buget și am luat banii aia. Dar nu pot să stagnez niște bani, să-i țin acolo cu care am ținut, nu știu, acum 6 ani și am ținut 300 de milioane până la sfârșitul anului la o biserică, nu mai știu și nu s-au cheltuit deloc. Nu se poate, adică îi cheltuim, avem nevoie, dăm alții, adică... Am înțeles, dar pe urmă nu mai apar. Bine, atunci încheiem subiectul 6. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat aferent obiectivului de investiții, amenajare parc copii, modificat ca urmare a limitării de dispoziții de șantier. Inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul referentului urbanism. Chiar acum am venit cu documentație, să știți că cineva mi-a spus și colegi, pe bună dreptate, zon primar, nu mai toată asta modifici indicatorii a tehnicului economic. Și avea dreptate. Și persoana respectivă și chiar îți mulțumim, nu e nicio blăță. Foarte bine, nu e nicio blăță și am venit azi în ședință. Domnul Rupeș mi-a spus așa, domnule, proiectarea nu-i farmacie. Și mi se pare coi ca proiectare. Galbul ăsta care vedeți dumneavoastră, proiectantul nu a dat fundații în pământ. Și nici afară, nici în pământ. Deci, galbul pe stâlp. Păi de-aia și începea și proiectarea. Se facă lucrurile de jos până sus. Și dacă nu a fost amintit, ce nu a făcut că de trași la noi spune domnul. I-a stat temă de cercetare, temă de proiectare, că dumneavoastră îi dați temă ca tot. Păi și aici e problema, i-a stat temă de proiectare. Și atunci am luat noi. Trebuie să venim să reparăm greșelile lui lor. Nu sunt greșeli, sunt doar niște indicatori. Păi da, tot sunt greșeli. Nu poți să ridici o clădire până în fundație. Dispoziție. Și proiectantul ăla care face așa. Da, dispoziție de șantier semnată de domnul Grapă, care îl știți toți. Da. Păi o fie domnul Grapă, era... Stai de dispoziție pe Grapă. Da, dacă faci proiectare fără fundație și faci construcții fără fundație, înseamnă că nu mai e chiar domnul Grapă, care era înainte. E verificator, eu știu. E verificator, domnul Grapă. Ei, acum, pe lângă valoarea... E inițial până să termin și cum cu vă descriu, nu e farmacie, nu e farmacie. Și pe urmă, galbul ăsta de aici, în partea poliției, poliția a avut de dat, domnul primar, iese din scândul, faceți-l din beton și am solicitat pe modificarea din scândul în beton. Adică, mi-a zis, domnule, sunt galbul cu poliția să fie de beton și am modificat galbul din scândul în beton. Unde sunt diferențele de prețuri? Sunt vreo 20.000 sau 25.000 de lei. Adică pe fundații și pe galbul. Adică să nu credeți niciodată că când vine curtea de conturi, dacă nu ai aceste hârtii, detalii, de execuții, puie, nu poți să faci nimic. Nu poți să faci. Și asta e o lucrare mică. E o lucrare mică. Uitați, pentru a realiza accesul auto, nu s-a pus podiezul din față. Nu s-a
consorț. Pentru a realiza acest acces auto, se impune construirea unui podiet din beton armat, realizat din coarcă de beton, 25x2, 1.5. S-a făcut podiet. Constructorul la parte. Proiectantul când a venit ca să constate la fața locului, n-a văzut, băi, aici trebuie să... Da, indiferent de valori. Nu a spus nimeni. Ei construi podietul, trebuie să plătești omul. Da, dar eu ce proiectant? Eu când fac o casă, trebuie să facă păpărișul, după aia fac pereții lateral. Știți cu gradul de la București, unde au fost probleme, unde am fost în tribunal. Nu a fost contract, nu a fost nimic și un moment dat am avut proces și m-a întrebat judecător, e construit gardul? Da, e bun, e bun, plătește-l. Să trebuie să plătești gardul. 500 de nimic. Întrebarea nu e vorba de sumă mare, e bine că s-a făcut, totuși, nu știu cum am putea face lucrurile că eu cam greșesc. Nu că nu-i farmacie, până la urmă, pe hârtie și pe date, e un pic de farmacie. Constructorii au obiceiul ăsta de a spune. Am construcția, nu e o farmacie. Păi, bun, și dacă mi-ai să bat un metru în plus și metru în alt egalizare, de mai sărăci de 1000 de euro așa din start, păi nu-i farmacie, nu? E farmacie, nici de da. Da. Se putea face cu atenție, da. Aici, la proiectările astea, tot timpul, așa a venit proiectul. Păi, așa a venit proiectul, dar vrem să facem cunoască. Ca idee, în general, nu e o acuzație. Bă, proiectăm un drum, un asfalt. Asfaltarea unui drum. Nu iau în considerare, proiectanții nu iau în considerare dâmburile, că acolo ar trebui reduse, nu iau cotele de cum așa, să distruge zestrea drumului, că și totuși soluția ar fi de construcție. Aici nu... Aș vrea să încercăm, să nu greșim. Aici nu vă dau dreptate. Unii vă dau dreptate, unii nu... Dar nu trebuie să am eu nu dețin adevărul absolut, nu am tot dreptate. Vreau să spun pe drum, da. Să studiem. Pe un drum avem niște profile longitudinale și transversale. Vedem acolo niște diferențe de cote. Și pentru acele profile, niște hârtii mari, zice așa, cotă terenață și cotă teren proiect. Cotă terenață, ce este așa cum, și cotă teren proiect. Și atunci faci diferența între cele două cote și vezi la un moment dat că diferența între cele două cote sunt 25 de centimetri. Dau un exemplu, 25 de centimetri. 25 cm. Ție trebuie, conform expertizei date de expert, zice așa, 15 cm, 10 cm asfalt, 15 cm piatră spaltă și 30 cm balastru. 30 cm balastru. Și ai 10 și 15, 25, ai 55 cm. Tu ai 25 cm diferență. Însemnând ce? Că pe diferența aia ei 25 de centimetri și trebuie să mai sapi încă 25 de centimetri și vii cu aia 30. Deci nu se poate fără să ai profile longitudinale. Și atunci aceste profile e date din 5 în 5 metri, 6 în 6 metri. Bineînțeles, constructorul ia din 5 în 6, ia pe o distanță, cu două profile și trage ața. Dar nu. Corect, dar se trage. Dar când vreau să scadă, când vreau să cobor o cotă, sap cât este necesar și după aia mai dau cei 55 de centimetri. Da, trebuie să fac, da. Săpăm. Dacă diferența... Nu să facem acum... De exemplu, dacă diferența dintre cele două cote, cotă terenată și cotă terenului, e 55 de centimetri, asta înseamnă ce? Că eu nu mai pun balastru. Eu pun balastru, deasupra, ca să-l limit. Dar în același timp, eu trebuie să verific pe fiecare zonă cât balastru existent am. De exemplu, acum facem proiectarea pentru continuarea drumului de la celelalte drumuri, 5 km, 800 pe fonduri europene, care a fost elegit. Ei, acolo spune, de exemplu, nu știu, în scapă, ci că ai stratul de 30 de centimetri. Ții acolo pe stratul 30 de centimetri, nu mai trebuie să mai pui balastru. Trebuie neapărat pe alta asfaltă sau să vii cu două straturi de asfalt. Știu cum s-a proiectat, spre exemplu, la asfaltarea Tisei, nu? Străzi în jos, pe balăstia. S-a pus pe dâmb, deci pe poanta aia, în loc să reduci din poantă, deja au pus balast. În partea aici, asta, unde era, așa se făcea. Acum se face altă. Da, nu e la o profile. Da, președinte, revină la ordine de zi. Da, corect. Suntem suveran, ca ședința. E șef. Păi nu, ca să nu...
condiționat de tot la părculeți. Acum ați punctat dumneavoastră, într-adevăr, este frumos, dar mie mi s-a părut totuși o investiție destul de mare, gardul, adică... Mi s-a... Adică nu se... De la poliție, adică la cât e de micuț parc, gardul ăla, beton mare, frumos, dar mi s-a părut prea investit prea mult pentru... Adică nu știu cu ce deranja poliția, nu cred că erau infractori prin curtea poliției ca să fie protejați copiii. Știți cum este când faci o astfel de exemplu, ei acceptul lor. Ei dacă nu se dă o demonstrie. Și doi, și eu am rămas într-adevăr surprins, mă așteptam să fie cam cât în curtea poliției, până în clădire par. Adică este foarte micuț. Foarte micuț, foarte micuț. Pentru că atâta e suprafața primăriei. Suntem singura unitate administrativă teritorială din România care a vrut să dea judecată poliția pentru suprafața aia de pământ. Aia e suprafața. Am încercat să fac un schimb de teren și știți că am venit în ședință în Consiliul cu ați aprobat, foarte frumos, dar s-au ajuns, am făcut cadastru, am făcut modificări tot, s-au cheltuit, am cheltuit o anumită sumă care, la un moment dat, va fi imputabilă primarului, dar dumnealor au încercat să ducă la un extrem, să ducă, na, să aibă cât mai puține cheltuieli, dezbaterea moșteniei să fie susținută și de primărie. Acum se zice... Am înțeles nu avea cum să mai faci, vreau să mai dăm de la 30 milioane. Cu toate că îmi pare eu acum, băi, 30 milioane, avea 2 metri, părcuieți mai mult. Dar e foarte greu, că nu construiești doar pe suprafața ta. Băieții de la poliție, ok și domnul de la poliție. Domnul primar, îți mai dăm noi 2 metri, 3 metri, ia bine și fără. Nu poți să faci. Nu poți să faci decât. Când vine comisia de licenții, tu prima dată trebuie să arăți cadastru. Cât ai aici? 8 metri. Cât ai aici? 9 metri. Nu poți să intri nimic. Exact cum a fost la Coma cu Cămin. Toți știm că avem un drum acolo. Da? Ați văzut când am construit pe drum? Că știam că e o problemă și am lăsat distanța aia de 2 metri, chiar dacă este interior clădirii și vedeți, între horba, ne-am toate nu doar. Am lăsat suprafața aia de drum, cum era pe cadastru, astfel încât, dacă Doamne ferește de ceva, să nu-mi intabureze, să nu-mi intabura clădirea. Adică, fără cadastru, nu pot să ne măsuri nimic. Bine, mai sunt alte întrebări? Supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 8. Diverse. Sunt înscrieri. Da. La cuvânt. Domnul Mare, primul. Domnul Mare, domnul. Da. Domnul Mare, dar rămâne sus și întrebat de alți proseteni. Pentru definitivarea a apii potabile din pământ, avem un termen sau o prelungim încă vreo 10 ani? Că avem 10 ani de când s-a început. Da. 2 ani înainte am avut dumneavoastră, e început din domnul, așa, după acum să tău un mandat. Mai durează vreo 10 ani? Da. Întrebarea este bună. Ia vezi că a dat tu alimentarea cu apă, acum să mai explic un mi este foarte, dar o să ți explic mai și de asta sunt aici. Termenul de execuție pentru alimentarea cu apă este 31 decembrie 2020. Da. Ea este făcută aproximativ, eu știu, 60%, nu știu, 60%. Deci trebuie făcut rezervorul de la Coma și rezervorul de la Reșit. Și pe data de 31 decembrie trebuie să fie finalizat. Problemele au fost, nu să le mai prezint o dată, ampli, avem un constructor bun. Ce înseamnă că totuși oamenii au dreptate? Mai durează vreo 10 ani. Păi n-ați înțeles ce spun eu? 31 decembrie 2020, finalizat. N-ați înțeles ce povesti eu? Anul ăsta. Vă rog să aduceți... Am zis când doar să am apă la rubinet, oamenii astea m-au întrebat. Păi și n-am explicat. Dacă veți aduc un aparat de traduce doar amic, care înseamnă 2 milioane, și vă spun, și el traduce din română în chineză, din chineză în română. Am explicat. 31 decembrie, efectiv, 31 decembrie 2020. Ăsta este proiectul execuției. Adică, pe să nu e, ar fi trebuit să fie gata până la 5 luni. În cadrăm? M-am zicat că luați ani în cadrăm? Nu știu, depinde de consultor. Spre exemplu, el a fost directorul de la Iutelor, de la canalizare. El până pe 31 septembrie termină. Apa nu știu dacă termină el pe 31 septembrie. Adică canalizarea nu termină. El a dat comandă de stații de pompare. Zoș, vedeți că avem și dispoziția aia pentru... El era de față, știți, domnul. Se renunță la niște zone,
se prelungesc zonele astea, având în vedere că în certificatul de urbanism sunt impuse zonele. Pentru că eu m-am explicat de trei ori. În certificatul de urbanism desenez. Asta, 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 asta. Eu aș vrea toată comuna să fac. Încerc. Dar asta nu înseamnă că statul îți dă toți banii. Și atunci tu faci, dau pe zone, poți să te acoperi cu sumele alocate. Sumele alocate era de 1.000.000 de euro. Revenim. Și proiectul e 2 milioane de euro. Revenim, proiectul de zi. Până la ce sumă a nu era o sumă. Nu era o sumă. De lei a fost? Cea mai mare sumă era, deci eu am avut 100. Cea mai mare sumă au avut Bereștiu, apă plus canalizare, 14.140.000, deci 140.000, dar i-a adunat. Eu am avut 100 numai pe canalizare. Eu am făcut o comună. N-am înțeles, însă, pe cum pet proiect, cam asta a fost întrebarea, ce sumă maximă a fost pet proiect? Da, nu se știe. Nu știu. Nu știu dacă... Sau n-a fost? N-a fost, dar probabil dacă aveam de 120.000, mi-a fost probabil 120.000. Dar eu nu puteam să modific, pentru că proiectul era și pe fonduri europene. Eu trebuia să merg pe 12 km 800. Nu pot să modific. Dau un exemplu. Pe continuare drumul comunal, am 5 km 897. Pe planul de încadrare în zonă, documentele înaintea, emite certificatul urbanism, nu sunt pe 5800, sunt pe 7 km. Dar eu cred că două variante. Dacă sunt pe fonduri europene, nu trebuie să ai decât 5.827 km. Să ai în faza de TAC. Adică când te duci cu documentația în vederea autorizării, autorizării de către OCPI a planșelor în faza de TAC, trebuie să ai exact 5.827. Nu ai mai mult. Normal ar trebui să mergem pe fonduri pe europene. Că trebuie de europene asta, dacă nu s-o schimba ea și începe pe NRL 5. Am explicat și eu. Pentru mine nu există fond european pentru comuna noastră. Nu pentru mine, pentru comuna noastră. Nu este corect să am eu trei proiecte depuse pe fonduri europene, toate elegibile și stăm pe ele acolo. Două mi-a dat. N-am avut punctaj. Poftim? N-am avut punctaj, n-am dat punctajul, probabil. Vorbim, nu. Este elegibil fără finanțare. Și vorbim niște sume foarte mici alocate. Și vă dau un exemplu. Dar sau de mai, este în de o selecție când ai depus proiectul pe fonduri. Mai mare. Adică... Au câștigat punctaj mai mare. Aveți dreptate, nu corect alocarea de sume. Nu se poate că la nivel de țară să aloci 100 de milioane de euro. Și să se depună 550 de proiecte, dintre care 260 sunt elegibile fără finanțare, restul de 240-300 sunt neelegibile, iar tu să lași 100 de proiecte în aer. Dar n-a fost întâmplător în prima. Cei care au alocat suma pe măsura fondurilor europene în înființare de cele care și ce au fost acolo funcționare, au intenționat să deschidă ăsta, PNDL-ul. Deci au făcut o de fonduri europene, o măsură sau să știți imediat așa, dacă... Acum... Păi alocările bugetare la asta, la proiectele pe fonduri, cam așa sunt. Acum să dea Dumnezeu să fie bine că știți că viața este trecătoare și funcțiile sunt trecătoare și s-ar putea ca peste 3 luni de zile să nu mai fim toți aici sau nu o să fim deloc pe adică de dar să dea Dumnezeu, eu nu sunt. Sunt așa puțin mai perine de aia. Dar să dea Dumnezeu să acest guvern să aloce pentru infrastructură cât a alocat PSD-ul jumătate. Jumătate să aloce. Adică mi se pare mie, ca și om. Nu pot să-mi promuta așa, să-mi zic când au promutat peste tot a făcut PSD-ul în creier. Acum, la diversitate chiar se pot discuta și opțiuni politice. Adică dacă chiar doriți, este ca să acopere aerieratele și să-și facă plățile la zi, au fost deschizând PNDL-ul, deschizând PNDL-ul, ar trebui achitat. Ați v-au lipsit vreodată banii? Ați avut vreodată banii mai la punct, mai la zi? Eu vreau să spun ceva așa. Ca în timpul ăsta? Eu știu foarte bine că plățile au fost făcute pe trec la zi. Comparativ cu celălalt guvern, cu PSD-ul, care amânau plățile. Eu știu sigur, chiar dacă faceți parte, foarte sigur știu. La bani la 3 luni de zile, PSD-ul mi-a dat de la 5 săptămâni. Da. Pentru viață și n-aveți dreptate. Eu am un buget, la nivel de comună, și putem face o
o similitudine cu bugetul național. E 25 de miliarde, da? Eu am o datorie, dau un exemplu. Din acei 250 de miliarde îmi împărțim bani. Cum zicea domnul primar, îi împărțim cu tot căciuță, da? Eu dacă am adus de datorii de 5 miliarde, eu scad din aia 255 miliarde și mi-am de cheltuit 245. Nu este adevărat cu apă de plătitarele astea. Împrumutăm bani. Bugetul e făcut de 250. Ei ce-au făcut? Au ridicat acei 250, da? Cum că 60 de miliarde? Și nu avea acoperirea bugetară. De unde este? Prin banii împrumutați. Și-au ridicat bugetul național de la 250 la 310, la nu știu cât. Și banii nu sunt. Să vedeți ce inflație să avem. Ați văzut că s-a dus? Pentru că banii ăștia nu vei corecta niciodată. Niciodată. Nu vei corecta. Și la sfârșitul anului, bine, acum și cu pandemia asta, nu știu ce se întâmplă, dar s-a făcut anul cu mai mult mai. Utilajele de pe Valea Crisescii au fost ridicate. Care sunt multe? La vin, de pe la... Până, mai de mult, mai de mult. Da. La vin acum. Vin înapoi? Vin înapoi. Ca să nu ne facă și acolo. Eu luam că tot fost pandemia. Vreau să lucrez. Asta era pandemia în toată, atunci lucrau. Lucrau. Și vineau în fiecare zi. Eu lucrez așa, dacă lucrează și eu deja fără masă, dar vineau în curte la noi. Au apărut aici. Hai să vedem de seara ce vor de mai rău. Tot timp? De seara. Prelungește, alertă, stai lungește. De seara dă verdictul. Să menține în continuare. Mai sunt întrebări? Hai de-a trebuit. Atunci încheiem ședința de astăzi.